Nu, chat, iară sunt plictisit și pe veze limbo pe aici, ce să zic mai mult, ăsta e nivelul, atâta se poate, ce vreți. Și ne învingem în scaun și am rămas la Art Challenge. Frumos, frumos, îmi place. Nu voiam asta, dar fie, voiam să văd înapoi. Gen, ce plante am nevoie? Dar, na. Limbo page. Deci, și stea, și nucă, și umbrele. Unde e umbrela leaf? Aici. Bun. Și acum o să dezvoltăm teoria relativității. O să luăm instachiluri. O să ne folosim și de spikeweed. Repeater. Și nevoie de sursă de soare, din păcate. Rămâne așa. Bun. Da, mă, că și steaua s-a tace. Corect. Cu lumina, să mă vedeți cât de minunat sunt. Bun. Lasă-mă asta aici. Potato e mine. Acolo cu ea. Am putea să plăsăm nuci. Da, nu-i grabă. Mă, foarte dubios cu plăsatul florilor. Nu o să vă mint. Hai, nu trage în ăla. Nu te cred că nu trage de acolo în ăla. Mi-a luat țapă chat. Mi-a luat sapă. O, așa repede mănâncă ăla, nu-nca. Trebuie să-l pun. Decât să pierd floarea. Să fac un zid de nuci pe acolo. Oh nu. Oh nu. Nu pușca potato mai, nu? Am început cu o strategie foarte proastă, aș putea spune. N-am o linie defensivă deloc solidă. Cum ziceam. Bun. Hai, dăm sori. Am nevoie de repeaterul ăsta ca de apă. Asta e cea mai productivă linie de soare. Nu-mi permit să o pierd.
Oh, nu. Vine Gicu pe acolo. Dă soare. O să fac linie de nuci aici și pe aia construiesc toată asta. Realist vorbind, dacă dădeam grind și puneam numai stelele și nucile, gătam mai repede, dar nu mai contează acum. Na, să vedem huge wave of zombies. Trebuie repeater pe linia aia. Bucket head. Și pot să apară bucket head-urile. Bun. Hai să plasăm umbrele. Oricum mai aș da recharge rapid. Și încă un cap. Și încă o umbrelă. Chat. Eu n-am repeater pe linia aia. Acum am realizat. Idiot. Hai să plasez repeater aici. După care terminăm noi. Ah, nu capăt plus acum. Stai mă liniștit, că nu mănânci tu azi. Nu mănânci nimic, că n-ai voie. Bine, chat. Hai în cătură, următorul level. Air raid. Ha. Crezi că ce se mâncă? Oh. Oh. E și noapte și trebuie să dăm pe ciupercoase. Mai nu, că clar, luăm asta și luăm insta-kill-uri. Și trebuie și cactusul să-l pun. Mă, luăm cattail-ul. Genial. De ce m-am gândit la asta? Nu, nu o să iau jalapeni, o să las ciupercoasele. Și nici asta nu-l ia dacă nu s-a nimic. Da, luăm nuca. Luăm nuca. ...250 dacă facem chat, suntem bazat. Să crezi când încep zombie să vină. Și când vin ăștia cu baloanie. Baloasii. Oh, nu. No, nu. Pe unde vine? Ha, direct din asta cu baloasii.
Oh, aliu. Știți ce o să facem? O să ne pierdem lawnmower-ele. Mă, ce viteză are asta? Ai ciupercoaselor. Hai da. 225 ăla să-l fac. Și am rezolvat. Na, stai după două ciuperci acum. Evident că îmi pierd ciuperca. Bro, atacă-l, bro, atacă-l, ce faci? Bro, ce-a fost aia, mă? Doamne, cattail. Am și pierdut două lomore pentru tine. Și tu din astea îmi faci, mă. Cattail-ul vieții. Chisica UV. Încă o pisică UV. Putem să dau asta de 100, dar n-aveam nicio mâță atunci. Hai să creștem producția de soare și mai mult. Exploatăm energie solară. Ca orice corporatist clujean. Care se ude când aude de cuvântul energie solară? Da? Primul stack chat. Pisica UV. Da, produc mai mult soare decât își dă recharge mâța. Nu e ok. Realist vorbim chat de aici, cred că putem lăsa jocul să se joace singur. Mă, ce față de prostare alea. Lilypad. Și mai punem o mâță. Uite, fix aici. Și asta și nuca. Și putem sta pe spate. Nu, că chiar mă dau o treaptă pe spate. Uite aici cât soare am. Magnat al soarelui. Ce sunt? Banul gros al meu e. Degeaba e 2-2-5, că recharge-ul e lent, cam... nu mai zic. Cred că două mâțe erau suficiente ce ați să treci level-ul. De ce nu trag în alea mâțele UV? De ce s-au întors două? Pisici UV, atacați! Jos, măi! Pisici UV, nu mă lăsați la greu. 1500. Dave nebunul
Știți cât îmi cere pe slotul 10? 80.000. Bun, chat. Asta a fost nivelele astea două. Până data viitoare, vă salut. Ciao.